ultima perioadă n-am mai primit sesizări de genul ăsta, dar este posibil să fi facturat acum și ploaie, pentru că ei încă au raportările cu privire la cantitatea de apă de precipitații adunate pe metru pătrat de la Constanța. Deci e posibil ca la Constanța să fie întâmplat și trecut, de fiecare dată când am cezat chestiunea asta, nu s-a schimbat nimic. E posibil ca la Constanța să fie ploat, când erau stații de măsurare a cantității și să fac crezi. Eu, în ultima perioadă, n-am mai primit sesizări de genul ăsta, dar vom verifica. Spuneați că unul din motive este acela că nu mai încasează banii pe taxa de apă, pe apa de ploaie și de-aia li s-au redus încasările. Dacă ei încă încasează bani pe taxa pe apa de ploaie, înseamnă că nu li s-au redus încasările atât de mult. Dacă sunt, nu știu exact care este impactul veniturilor din apa de ploaie pe care mai au ei acum. Dar, în mod normal, în prima parte a anului, ar trebui să încaseze cam jumătate de milion de euro. Cu siguranță nu au încasat banii pe informații pe care le aveam. Au încasat un sfert de jumătate. N-au reușit să încaseze banii. Chiar dacă au facturat, poate n-au plătit oameni sau n-au reușit să încaseze banii ăștia. Dar problema cu apa de ploaie este una care continuă să existe în ceea ce înseamnă facturarea celor la plătire. Dar nu am informații mai multe în momentul ăsta. O să verific și dacă se confirmă chestiunea asta, cu siguranță le vom scrie din nou la Consiliul de Administrație și la AGA. Noi am fost împotriva prelungirii mandatului actualei conduceri. Am făcut și demersul în sensul ăsta, PSD-ul și-a impus, și-a impus echipa de conducere înainte de alegeri, ca să le asigure oarecum opacitatea și ascuparea globurilor de la Dunărea, să nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dar lucrurile vor ieși la revedere.